Alexandru Rizescu din Ploiești s-a născut în 1942 și practică meseria de croitor din 1960. S-a specializat în croirea hainelor militare pentru ofițeri și de-a lungul timpului a confecționat uniforme pentru colonei, maiori și generali din poliție, securitate și SRI, pompieri, jandarmi și serviciul de telecomunicații speciale. De 14 ani însă a început să croiască uniforme și pentru ofițerii armatei belgiene. Sunteți singurul croitor din România care confecționează uniforme militare pentru ofițerii belgieni, de exemplu. Armata belgiană, da, pentru armata belgiană gala. Deci numai pentru grade superioare, nu sub ofițeri. Când ați început și cum ați ajuns aici? Am lucrat pentru regimentul de gardă și de acolo s-a transmis și a venit la noi. Au venit reprezentanții ai armatei belgiene. Patru reprezentanții ai armatei belgiene, am stat aici până am făcut un produs. După aceea am continuat. Le-au plăcut și gata. Și colaborați și în ziua de astăzi, da. Confecționați uniforme pentru ofițerii din armata belgiană. Da, da, sigur. Și nu numai, am înțeles că și pentru poliția Kosovo? Da, am confecționat și pentru poliția Kosovo, pentru armata din Kosovo. Pentru armata din Kosovo. Și pentru armata română. MAN, MAI, SRI, STS... Deci pentru ofițerii de aici, nu pentru soldați. Pentru aviație, pentru jandarmerie. Despre coloneii și generalii din România, cărora le croiește uniforme, Alexandru Rizescu ne spune că nu sunt deloc clienți dificili. Și asta deoarece, fiind militari de carieră, știu ce vor și sunt foarte disciplinați.